Ministrul Agriculturii Adrian Oros a anunțat mai multe precizări cu privire la ajutorul național tranzitoriu. Acesta a spus că banii vor merge către fermieri sub formă de ajutor COVID ca să ajungă la aceștia cât mai corect. Am avut și în weekend o întâlnire cu mediul asociativ, în așa fel încât să facem ca acești bani, care sigur anul acesta sunt mai puțin pentru că bugetul este diminuat, să ajungă la cei care dețin cu adevărat animale. Este o nemulțumire și în rândul fermierilor crescători de bovine, este o nemulțumire și a noastră, a celor din administrație, că regulamentul obligă cumva să ne raportăm la această dată istorică, iar banii să ajungă și la animale care nu mai sunt, uneori chiar la fermieri care nu mai au animale. Schemele de sprijin ajung la 168 de milioane de euro din bani europeni. Ajutorul de stat pentru crescătorii de bovine a fost aprobat și de Comisia Europeană. Țările membre pot să acorde și pe parcursul acestui an, pentru că din nefericire criza sanitară și criza economică continuă, pot să acorde măsuri de compensare a pierderilor și anul acesta. Și atunci banii pentru bovine, banii ca să ajungă cât mai fidel, cât mai corect pentru animale existente, banii din ANT o să-i dirijăm ca și ajutor sau sprijin COVID.